În cadrul unei ședințe desfășurate la Ministerul Finanțelor, Marcel Boloș le-a cerut reprezentanților Centrului Național pentru Informații Financiare, STS și ANAF să identifice soluții noi pentru simplificarea procedurilor, astfel încât mediul de afaceri să poată adopta e-factura în mod eficient și fără întâmpinarea unor obstacole inutile. Nu este suficient doar ca sistemul să funcționeze, trebuie să ne mai punem și în pielea antreprenorilor. După ce că au de îndeplinit această obligativitate, nu mai au nevoie și să piardă timpul cu diverse disfuncționalități care se pot rezolva, a zis ministrul Marcel Boloș. În altă ordine de idei, Ministerul Finanțelor a anunțat joi, pe 18 ianuarie, îmbunătățirea ale sistemului e-factura. Potrivit instituției, nu vor mai putea fi introduse facturi duplicat. Instituția a precizat într-un comunicat că, pentru a identifica posibile îmbunătățiri care să faciliteze sinergia dintre platformele de facturare oferite de companiile de servicii contabile și sistemul e-factura, experții Ministerului Finanțelor au invitat reprezentanții acestor companii la colaborare. Scopul este optimizarea soluțiilor tehnice pentru o adoptare cât mai fluidă și eficientă la sistem. În această direcție au avut loc două întâlniri online în această săptămână. La acestea au participat aproximativ 175 de persoane. Discuțiile s-au concentrat pe monitorizarea evenimentelor din aplicații, rezolvarea eventualelor erori și gestionarea sesizărilor primite de echipa de asistență. Întâlniri de acest tip vor continua să aibă loc zilnic în perioada următoare. Vor avea ca obiectiv evaluarea oricăror îmbunătățiri posibile pentru a sprijini creșterea eficienței operaționale a e-factura, mai precizează sursa citată. Pentru a eficientiza și mai mult interacțiunea cu utilizatorii finali, sunt programate webinarii în zilele 23 și 25 ianuarie. Acestea oferă utilizatorilor ocazia de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri de la experții Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Centrul Național pentru Informații Financiare. Potrivit comunicatului, începând cu 1 ianuarie 2024 și până în prezent, au fost implementate mai multe corecții la aplicația de completare oferită gratuit de Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, având la bază feedback-ul primit de la utilizatori. O altă modificare importantă este că, începând cu 16 ianuarie, sistemul nu mai acceptă introducerea facturilor duplicate. De asemenea, se lucrează în prezent la implementarea posibilității de a trimite facturi în numele furnizorului.